Hai noroc, ce faceți, bă? Bă, azi ne așteaptă încă un derby. Jucăm cu AC Milan. Da, nici nu se pune problema, vreau să-i încalț. Da, nu mă vreți? Vă dau să aveți. Ideea e alta. După meciul cu AC Milan o să avem meci cu Salernitana și o să-l jucăm. Da, vreau să văd și eu un pic cum stăm cu statusurile. Prima ligă. 21 de goluri în 9 meciuri. E bun, tată. Trebuie să fim neapărat. Bă, ce să mai, dacă 9 meciuri avem 21 de goluri, până la finalul sezonului trebuie 100 neapărat. Bun, hai să-i dăm bătaie. Hai să vedem ce se întâmplă, să vedem cum o dregem. Suntem titular? Că na, noi așa suntem. Da, noi suntem pe ele, suntem băieți de băieți. E bun. Ia hai bă să-i dăm drumul și la ăsta, să vedem ce ne iese. Eu zic că o să meargă treaba bine și meciul ăsta, mai ales că, sincer, joc cu dușmănie acest meci. Că m-au supărat ăștia, că mi-au refuzat contractul de 2 ori. O, ia vezi tată, Hummels, Guardiol, și-au făcut echipă băieții, echipă puternică, Rafa Leao pentru Chic. Bă, ăsta nu era la Napoli. Ia vezi, bă, că era să ne dea gol. Rodrigo de Paul. Bun. Hai, tată. Pasăm bine aici pentru Infantino. Infantino vine cu pasă bună în bandă. Hai, tăticu. O facem în careu. Șut. Blochează acolo Hummels. Trebuia să mai înaintez un pic. Luca. Lucaca. Chic. Pentru Rafa Leao. Depusedează acolo coarta, excelent. E clar că ăștia o să termine pe locul 2, că și-au făcut echipă bună. Bun, bun, bun. Reușim să trecem aici, dar Guardiol reușește să ne înțepe acolo mingea. Ne oferă totuși un corner. Și pasăm bine în fața porții pentru Barak. Reușim asistul. Deschidem scorul în minutul 19. Ne-am mișcat super bine, super bine în acest început de partidă, cu toate că am fost un pic pe noi acolo la primele faze ale meciului, dar e ok, ne descurcăm. Benacer pentru Pobega. Rafa Leao. Guardiol. Alves câștigă acolo posesia, pasează bine aici, îl găsim și noi pe Castrovilli. Quarta, din nou Castrovilli. Alves. Haide mă tată, mă întoarce mă, Guardiol. James. Pobega se joacă acolo cu mingea, se driblează singur băiatul ăla. Rafa Leao pasează în centru pentru Chic, care este deposedat și reușim să scăpăm aici, să ne facem culoar, șutăm, dar împăratul Menian respinge balonul. Bă, nu știu, Menian ăsta e un portar care mie personal îmi place maxim. Rodrigo de Paul. Chic pentru Luca. Yerimina. Cel puțin cred că ăla e. Nu știu sigur. Chiar nu știu. Bun, pasăm bine aici pentru Barak. Infantino. Infantino, Mandragora. Dacă ai pierdut-o, te-am capsat. Și venim cu șutul. Van Dijk? Pă bune! Băi, tată, ce fund și-au făcut ăștia cu Hummels și Van Dijk. Ești prost la cap. Treci de ăștia dacă poți. Ben Nasser. Dacă ar avea și în realitate echipa asta AC Milan, ar fi Dumnezeu în seria. Final de primă repriză, dragilor, doar 1 la 0. Dar ne-am descurcat frumos. Am avut un progres constant. Șuturi la poartă, tot ce trebuie.
acum că văd ce echipă au, parcă mi-ar plăcea să semnez cu ei. Pobega. Bun, deposedăm bine aici. Trecem și de nu știu cine e băiatul ăsta. Gvardiol. Așa, mă, tată. James pentru Rodrigo de Paul. Rafa Leao acum. Luca Castrovilli reușește acolo să câștige posesia, greșesc pasa acolo în fața lui Bennacer. Mandragora. Mina greșește și el în fața lui Chic. Rafa Leao, șut și reușește să-l învingă pe Christensen. 1 la 1, dragilor, în minutul 58. Rafa Leao ne pedepsește pentru greșelile făcute. A fost un fault aici. Iată, Luca este schimbat acolo. Quarta. Pasăm și noi bine aici pentru Castrovilli. Fault, fault, fault. Fault. Dăm faultul, că pe mine faultul mă interesează. Bennacer vede și el cartonașul galben. O să o încercăm direct pe spațiu porții. Încărcăm șutul puternic. Și a plecat. Am plasat-o bine, dar de la distanța aia nu poți să pui forța necesară, cel puțin eu nu pot încă. Mai am de crescut. Și cartonaș galben și inclusiv roșu pentru Ismail Bennacer. În mai puțin de 5 minute al nostru mijlocaș vede cartonașul roșu. Neatenția l-a costat aici pe Bennacer și pe mine probabil. Rodrigo de Paul pentru Rafa Leao. Pobega. Rafa Leao. Asta e Ricardo Horta, dacă nu mă înșel. Horta, Horța, mă rog, cum se citește. Nu știu exact. Ideea e că știu un mijlocaș ofensiv, Andre Horta, a jucat la Victoria Setubal. Știu că aveam eu o serie cu Victoria Setubal, când nu făceam YouTube, evident. Foarte bun, foarte bun și avea potențial. Acum nu știu ce s-a mai ales de el, mi se pare că e la Braga sau la Sporting. Dar nu știu. Pentru că Victoria Setubal, din păcate, a cam avut niște probleme, au fost retrogradați în Liga 5-a, în momentul de față sunt în Liga 4-a, au promovat în a 3-a, au retrogradat, da, au o situație dificilă. McAllister, Gvardiol, Rodrigo de Paul. Gvardiol din nou la balon. Haide mă, tată, o, ne domină ăștia în 10 oameni, sunteți stâmpiți la cap. Hai, că ai dat și tu pasă dacă e. McAllister. Pentru Rafa Leao. Rodrigo de Paul, greșesc acolo milanezii. Și final de meci, dragilor, se termină 1 la 1. Un meci, bă, un meci puternic, da, strâns, nu te-ai aștepta la așa ceva, ce să zic, ce să zic, îmi pare rău. Hai să avansăm, ne așteaptă meciul cu Salernitana, ne așteaptă meciul cu Salernitana, am ajuns în ziua meciului, băieții ăștia sunt pe locul 18. Da, la retrogradare, după aia avem cu Genoa, ultimul loc. Sunt două meciuri în care trebuie să marcăm, tată. Să marcăm și să marcăm și să rupem buricul în ei. După aceea, ce să vedeți? Ne întoarcem pe Daluz. Hai să-i dăm bătaie cu meciul ăsta, să vedem ce iese. Să vedem câte goluri dăm. Iar am dat aia prea repede. Hristos. Două șuturi pe poartă, pase, notă, a, ușor de
făcut. Bonazzoli, Koulibaly, ia vezi, tată. Sazonov. Băi, Sezonov. A locuiești tu, mă, mamaie. A, da. Salai. Pentru un bucu. Cambiaghi pasează la Bonazzoli, care vine cu șutul, dar apără Christensen. Christiansen. Dacă marca ăsta de lângă mine, cerem schimbare. Pe bune. Greșeala mea a fost că nu i-am luat fața, dar nu-i problemă. Sazonov pasă pentru Koulibaly. Salai. Bun, Machado câștigă bine acolo posesia. Sabiri pasează pentru Nico. Hai, tată, că e a noastră, dar nu e a noastră. Taylor reușește să ne deposedeze acolo. Din nou Taylor, bă, de unde apari? Machado câștigă din nou posesia acolo pentru noi, dar Infantino o pierde. De ce? Bun, bun. A noastră e, de data asta e a noastră. Șut din afara careului. Fernando reține balonul acolo cu destul de mare ușurință. Pinoc. Sabiri pentru Castrovilli. Infantino. Na, oleu, mamă. Ăștia sunt grămadă în careu, ești nebun la cap. Dacă suntem noi în atac, ăștia n-au niciunul trecut de mijlocul terenului. Ce ar fi să pierdem puncte fix cu ăștia, ești nebun? Bun, pasăm aici pentru Amrabat. Sabiri. Sabiri pasează excelent. Bă, ce am făcut, mă? Ce prost am stopat mingea acolo. Trebuie să mai creștem în nivel, să mai facem una alta. Cel mai probabil cred că o să mai joc eu câteva gen antrenamentul să-l fac manual. Că e mai mult XP. Când îl fac manual. Bun, trecem bine aici și venim cu un șut năpraznic, dar Fernando reușește să blocheze și acest șut. Din păcate. Pasăm bine aici pentru Sabiri, Nico Gonzalez. Rămânem la balon. Rămânem la balon, dar cât să rămân și eu la balon, tată. Taylor pentru Cambiaghi. Bonazzoli. Bonazzoli deposedat bine acolo de Alves. Și pasă bună, dar Pino care picioarele lungi, mă, tată. Sazonov. Și final de primă repriză. Bă, doar 0 la 0 cu Salernitana. E greuț meciul ăsta. Meciul ăsta nu e așa simplu cum m-am gândit eu. Infantino pasează aici pentru Machado. Din nou Infantino. Infantino trece excelent acolo, întoarce mingea pentru Machado. Haide-mă unul cu o centrare în careu, ești nebun la cap. Hai că ai dat-o, dar ai umplut-o de sânge. Cambiaghi pentru Salai. În bucu. Din nou în bucu. Pasează acolo pentru Salai. Greșesc în cele din urmă cei de la Salernitana. Pasăm bine acolo prin Castrovilli la Nico Gonzalez. Sofiana Amrabat. Bun, reușim să spargem defensiva și reușim să marcăm în minutul 58. Vine Amrabat cu o pasă de geniu. Și odată și odată tot trebuia să întâmple treaba asta. Nu Amrabat. Da, dar de la Amrabat a plecat faza. Și reușim să marcăm. Asta e important, dragilor. Suntem un atacant de poartă. Da? Noi dacă suntem în fața golului, nu ratăm.
Nici chiar așa, da. Sunt cam letal, așa cum să spun eu, din careu. Ia, vezi ea. Penalti! Ăla-i tată! Ăla-i tată! Oricum ar fi fost gol, asta e clar. Și oricum este gol, reușim să ducem scorul la 2-0. Ne-am mișcat bine. Pe final de meci, pe final de meci, încă unul pentru hat-trick. Bun, meciul trecut n-am marcat, dar nu e neapărat o problemă. Am dat o pasă de gol, eu sunt mulțumit. Am contribuit la acel punct. Nu știu dacă n-aș fi contribuit, n-are cine ce să-mi reproșeze, tată, că restul punctelor datorită mie sunt. Așa că nu-i problemă. Mazzocchi. Quarta reușește să blocheze mingea și să o trimită în corner. Hai că acum nu mai... Ia vezi, bă, că a dat gol de lângă mine. Pinoc, după ce că ne-a făcut viață grea, reușește să marcheze acolo 1-1 cu Christensen. Pierde mingea aici în fața lui Taylor. Salai. În bucu. Hai, poate ne egalează, să vezi ce mă enervez acum. Nu te cred, mă, nu te cred. Pasăm bine aici pentru Nico Gonzalez, dar Pinoc e clar că are un header bun. Bebelică, stai cu minte, potolește-te când dai emoții. Bun, pasăm bine aici pentru Luis Munteanu. Bravo, tată! Avem aici cu echipier adevărat. Bun, pă naiba bun. Sazonov reușește să câștige posesia acolo. Pinoc. Maggiore. Bă, nu vreau să vă dau emoții, dar eu am foarte multe acum, sincer. Când îi văd pe ăștia că atacă și la cum au jucat, cam am emoții. Minge la Christensen. Alves. Și final de meci. Nu mai contează, tată. Reușim să câștigăm 2-1. Bă, emoții. Emoții. Îmi plac meciurile astea, sincer. Câștigăm 2-1. Marcăm două goluri. Suntem adevărați cum ar veni. Ce s-a întâmplat aici, tată? Nimic deosebit. Bun. La activități. Ce avem de făcut? High performance, Maverick, evident. Și mai avem această jumecherie. Jumecherie la butoane. Așa că, dragilor, următorul episod avem meci cu Genoa, ultimul loc din Serie A, și vom avea încă un derby cu Benfica Lisabona. Sper să îi batem încă o dată. Dar până una alta, cam asta a fost tot pentru azi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și până data viitoare, nu uitați să fiți cu minte, nu cu minți. V-am pupat! Pa, pa!